la peste o secundă și acum în concurs Anya Persson, triplă campioană mondială la ea acasă, la Öre. Schioare fantastic, o schioare care nu s-a antrenat în acest intersezon cu lotul Suediei. Lotul feminin al Suediei este cumva eclipsat în acest sezon de echipa masculină, o echipă nu atât mândră, cât foarte înconjurată cu admirație de către fani. S-au antrenat suedezii în acest sezon la Plata, acolo unde a fost și, să spunem, lotul României. De fapt, lotul României este format din câteva fete care se antrenează pe cont propriu, precum și câțiva schiori care sunt în campul FIS. Suntem încă o echipă mică pe harta alpină, dar rezultatele au început să apară, o să vorbesc despre acest lucru. Anya Persson, o schioare fantastică, nu mai câștigase mai nimic în ultimul timp, înaintea campionatelor mondiale de la R, apoi a început campionatul, a câștigat prima cursă, a câștigat-o pe a doua, a câștigat-o pe a treia, făcând să se scrie numai despre ea în ziarele Suediei. O schioare fantastică și-a încununat cariera